Eu cred că o să-mi scot masca. Bună ziua! Am organizat o videoconferință cu prefecții și cu toate instituțiile statului care sunt implicate în bătălia împotriva epidemiei de coronavirus. Am dat un mesaj de concentrare, de mobilizare, de responsabilitate. Am solicitat fiecare instituție să fie prezentă cu toate efectivele disponibile în prima linie a bătăliei, să se organizeze eficient. Prefecților le-am cerut să facă operative zilnice pentru a dispune toate măsurile necesare pentru a lupta în mod eficient contra răspândirii virusului, pentru a sancționa toate încălcările de la regulile de protecție sanitară și de asemenea pentru a dispune toate măsurile pentru a face față oricărei provocări. Aștept întrebări. Dacă ne puteți spune, în primul rând, pe deosebire de ce a fost până acum, ce autorități trebuie să facă verificările, pornind că la noua lege privind carantinarea și izolarea, ca să înțeleagă oamenii cine va face control, cine a habilitat să vină să facă verificări? Legea dispune măsurile și autoritățile care decid lucruri care țin de epidemie. Respectiv, cine stabilește măsurile de izolare, măsurile de carantinare, măsurile care privesc tratarea pacienților, fie în spitale, fie în izolare la domiciliu. Am solicitat direcțiilor de sănătate publică, cele care vor avea obligația, ca odată cu intrarea în vigoare a legii, să dispună în baza reglementărilor toate măsurile de protecție sanitară, să fie pregătiți, să-și organizeze bazele de date, să ia toate deciziile care sunt prevăzute în lege și în actele normative de ordin secundar pentru a dispune măsurile de protecție privitoare la persoanele diagnosticate cu COVID care au ieșit din spital, și anume deciziile de a asigura tratarea la domiciliu. Persoanele care sunt diagnosticate să intre în evaluarea medicală care este realizată la nivelul spitalelor COVID. În privința persoanelor care sunt persoane de contact în anchetele epidemiologice, să dispună măsura izolării la domiciliu. De asemenea, comandantul acțiunii, șeful departamentului de situații de urgență, să pregătească toate măsurile și toate deciziile care se impun, evident, ținând cont de prevederile legii. Este foarte important să ne asigurăm că orice posibil purtător de virus respectă măsurile de izolare, respectă măsurile prin care este tratat medical și nu pune în pericol sănătatea celorlalți cetățeni. Orice înăsprire a sancțiunilor, în conformitate cu deciziile Curții Constituționale din perioada stării de urgență și a stării de alertă, nu se poate realiza decât prin legea adoptată de Parlament. La ora actuală avem sancțiuni, de la amenzi până la posibilitatea de a suspenda sau de a anula autorizații de funcționare pentru entități, persoane juridice care nu respectă regulile de protecție sanitară. Sigur că am avut o analiză privitoare la strategia de efectuare a controalelor, în care le-am solicitat să efectueze controale în locurile unde există cel mai mare risc epidemiologic și de unde avem informări sistematice, atât pe baza informărilor prin tel verde, pe care există un tel verde pus la dispoziția cetățenilor, cât și prin alte informații care le avem de la cetățeni, să concentreze acțiunile de control și resursele umane spre acele locuri unde există cele mai mari încălcări. Le-am solicitat o atenție sporită pe transportul public, atât transportul public în localități, cum e transportul cu metrou, transportul cu tramvaiul, cu
troleibuzul cu autobuzul, cât și pe transportul intrajudețean, interjudețean, dar și pe transportul asigurat pentru angajații unor companii. Pentru că am constatat în mai multe situații că avem niște focare care nu se datorează companiilor și muncii angajaților în companiile respective, ci se datorează modul în care este organizat transportul spre servici, de acasă la servici și de la servici de acasă. Și am solicitat o concentrare din partea poliției de circulație, ISCTR, către aceste entități care asigură transportul public astfel încât să respectăm regulile. Vă mărturisesc că mi-a fost foarte greu să înțeleg această procedură. Poate să sesizeze instanța de judecată, numai că în cele 48 de ore nu știu dacă se va stabili termen și dacă un judecător poate să ia o decizie. Sigur, e nevoie de celeritate în astfel de situații, dar, după părerea mea, orice om care este diagnosticat cu COVID are nevoie de o evaluare medicală, chiar dacă nu are simptome vizibile. Nu se poate ști. Boala asta... Acest virus acționează într-un mod care nu este cunoscut încă de specialiști. Sunt evoluții fulminante în cazuri care nu prezintă niciun simptom. Și practic orice persoană care este diagnosticată cu COVID trebuie să fie supusă acestei evaluări medicale. Sfatul meu către români este să nu stea numai 48 de ore, să stea cum era înainte, măcar 5 zile să fie urmărite, să se poată facă analize mai aprofundate, de tip RMN sau de tip computer tomograf, în cazul în care există anumite, să spun, suspiciuni din partea medicilor referitoare la posibila evoluție, pentru a fi în afara oricărui pericol. Ați văzut că am avut cazuri de persoane care nu aveau simptome, care au ieșit din spital și care s-au întors în spital cu, în situații critice, iar unul dintre ei chiar au decedat. Cu siguranță, chiar și după ce pleacă din spital, în cazul în care medicul este de acord în funcție de evaluarea stării de sănătate, chiar și dacă pleacă din spital, trebuie să rămână sub supraveghere medicală, trebuie să îi fie administrat tratamentul și la orice evoluție a bolii trebuie să facă apel la un cadru medical pentru a putea fi internat de urgență. Aici, în mod evident, există medicul de familie care este implicat, există medicul la care a fost în spital și care a evaluat starea de sănătate, are cui să se adreseze oricare pacient. Dar și aici e o problemă. Este foarte important că odată ce o persoană care este infectată iese din spital, să nu se trateze oriunde vrea, să se trateze într-un loc în care poate să se izoleze, fie acasă, fie într-un alt loc în care dorește, fie în secțiile exterioare ale spitalelor, astfel încât să fie sub supraveghere medicală, să nu pună în pericol sănătatea familiei, sănătatea apropiaților și oricând apare o evoluție a bolii care să trezească suspiciuni, să se poată interveni imediat. Cei care promovează astfel de mesaje, după părerea mea, trebuie să-și reconsidere poziția. Științific este dovedit că acest virus există, științific este dovedit faptul că odată ce ești infectat cu acest virus, poți să fii în pericol. Că acest virus provoacă evoluții neașteptate, agravări bruște ale stării de sănătate, că acest virus afectează persoanele care au și alte boli, alte afecțiuni și de asemenea că acest virus provoacă moartea. Aceste lucruri sunt demonstrate științific.
aceste lucruri pentru orice om care are o minimă dorință de a se informa și un bun simț specific, poate să știe lucrul respectiv. Îmi pare rău că o mare parte din cei care fac această campanie negaționistă, care îi îndeamnă pe oameni să ignore regulile, care îi îndeamnă pe oameni să nu creadă în virus, sunt totuși oameni cu capul pe umeri, care, sincer, nu înțeleg de ce fac lucrul acesta. Obiectivul nostru este să oprim răspândirea virusului și să reducem numărul de cazuri noi. Și suntem mobilizați pentru atingerea acestui obiectiv. Odată cu intrarea legii în vigoare, practic vom avea din nou toate instrumentele pe care le-au avut la dispoziție toate statele democratice din lumea asta și vom dispune toate măsurile în ritm accelerat pentru a putea proteja sănătatea oamenilor. Data alegerilor este stabilită de Parlamentul României. Data este 27 septembrie. Și alte țări au organizat alegeri. Vă dau exemplu Polonia, Croația. În urma organizării alegerilor nu au rezultat efecte negative asupra sănătății. Sigur, depinde și alegerile cum le organizezi. Cum stabilești regulile de campanie, astfel încât să nu faci adunări publice, să nu existe riscul. Dacă toți candidații poartă mască în interacțiunea cu oamenii, riscul este redus. Organizarea secțiilor de votare, de asemenea, este foarte importantă. Ceea ce ne privește, sigur, obiectivul nostru este să reducem numărul de cazuri, să oprim răspândirea infecției. Le-am solicitat să pregătească bazele de date cu persoanele diagnosticate care s-au externat la cerere din spitale, cu persoanele care sunt, în urma anchetelor epidemiologice, considerate persoane de contact, pentru care să pregătească deja în avans măsurile de deciziile de stabilirea izolării la domiciliu pe perioada de 14 zile. Practic le-am solicitat să se pregătească pentru momentul intrării în vigoare, adică marți, astfel încât ei deja să aibă baze de date și pregătite, inclusiv din punct de vedere al sistemelor informatice și al posibilității de a emite într-un timp cât mai rapid decizii. De asemenea, vom mai organiza o videoconferință și de asemenea voi avea o întâlnire la Ministerul Sănătății cu Colegiul Ministerului Sănătății săptămâna viitoare luni, astfel încât să detaliem toate măsurile care trebuie luate. De asemenea, le-am spus să fie pregătiți, să-și facă evaluarea necesarului de resurse umane, pentru că este clar că direcțiile de sănătate publică, serviciile de ambulanță județene, inspectoratele pentru situații de urgență, chiar și prefecturile au nevoie de întăriri, au nevoie de resurse umane suplimentare pentru a putea să-și îndeplinească toate obiectivele pe care le au în contextul bătăliei împotriva epidemiei. Să fie pregătiți și să solicite imediat ce intră în vigoare legea persoanele de care au nevoie cu specializările, medici epidemiologi, medici infecționiști, asistente medicale, să se gândească unde pot să găsească, în rețeaua școlară, în spitale, în, să zic, la casele județene de sănătate, persoane cu pregătirea necesară, astfel încât deciziile de asigurare a detașărilor pentru completarea efectivelor să fie cât mai rapid. În lege se referă la voluntariat, încercăm să organizăm voluntariatul. În cazul în care din medicii voluntari nu reușim completarea efectivelor, apelăm la detașări, care sunt dispuse prin ordinul comandantului. O întrebare care nu are legătură cu epidemia. Cum vedeți clasarea dosarului legat de evenimentele din 10 august?
Este o decizie care m-a întristat, o decizie pe care nu o înțeleg, o decizie care este contrară a ceea ce au pățit toți protestatarii pașnici din Piața Victoriei și contrară a tot ceea ce au văzut la televizor oameni. Cred că există posibilități de a schimba lucrurile. În ceea ce mă privește pe mine, consider că orice vinovat trebuie pedepsit și că acest lucru trebuie realizat de justiția din România. Pe de altă parte, nu-mi cereți să dau ordine procurorilor șef, nu-mi cereți să fac ceea ce au făcut alții, și anume să intre cu bocanci în activitatea justiției, pentru că nu o să o fac. Se știe foarte clar că decizia de preluarea dosarului de către DIICOT s-a luat în perioada în care ministrul era Tudorel Toader și șeful DIICOT-ului era Bănilă. Ce s-a întâmplat în perioada respectivă? De ce s-a ajuns la acest rezultat? Nu pot să vă dau răspunsul la această întrebare. Ceea ce ne privește pe noi, noi am desecretizat dosarul, am pus la dispoziția procurorilor toate înregistrările de pe rețea prin decizia ministrului de interne. De asemenea, am oferit tot concursul organelor de cercetare penală pentru aflarea adevărului și ne menținem această atitudine. Vă mulțumesc, îmi cer scuze, dar trebuie să plec. Și noi am făcut demersurile necesare în cazul în care se descoperă vaccin să putem să achiziționăm doze de vaccin. Sigur, puteți spune această întrebare domnului ministru Tătaru, care vă poate detalia demersurile concrete. Mulțumesc!